Bună seara, urmăriți politică cu Natalia Morari. După ce Banca Mondială și Fondul Monetar Internațional au anunțat că îngheață finanțarea pentru Republica Moldova, același lucru îl fac și europenii. Ieri șeful delegației UE în Republica Moldova, Pirca Tăpiola, a anunțat că atâta timp cât nu va fi format nou guvern care va porni urgent negocierile privind noul acord cu femei, noi nu vom vedea banii europenilor. Ce se va întâmpla cu economia țării în aceste condiții, discutăm astăzi cu Alexandru Slusăr, vicepreședintele Confederației Naționale a Patronatelor. Bună seară, bine ați venit! Bună seară! Victor Ciobanu, expert economic. Bună seară, bine ați bună venit! Seara. Svetoslav Mihalache, expert financiar, doctor în economie. Bună seară, bine ați venit! Și Viorel Gârbu, expert economic. Bună seară, bine ați venit! Să urmărim reportajul pentru început. Potrivit ministrului în exercițiu al finanțelor, Anatol Arapu, veniturile la buget sunt acumulate doar din surse interne. Asta deși la aprobarea lui s-a mizat pe fondurile partenerilor străini. Bugetul când a fost aprobat, a fost clar stipulat că el este viabil în cazul existenței finanțărilor din exterior. Cu părere de rău, aceste finanțări nu există astăzi. Prin urmare, noi ne bazăm în exclusivitate pe veniturile fiscale. Anatol Arapu recunoaște că și veniturile din vamă ar putea să fie mai mici în condițiile în care exporturile s-au diminuat cu peste 22%, adică peste estimări. Între timp, șeful delegației UE la Chișinău, Pirca Tapiola, anunță că Uniunea Europeană a blocat finanțarea de peste 40 de milioane de euro pentru Republica Moldova până va fi ales un nou guvern care va putea negocia un acord cu femeii. Anterior, misiunea Fondului Monetar Internațional și-a amânat vizita în țara noastră după ce Kiril Gaburici și-a anunțat demisia din funcția de prim-ministru. Despre țara finanțărilor pentru Chișinău a anunțat anterior și directorul de țară al Băncii Mondiale, Alex Kremer. Potrivit lui, Republica Moldova ar putea pierde 45 de milioane de dolari care urmau să fie oferite în calitate de suport bugetar pentru anul curent. Și asta din lipsa unor acțiuni concrete din partea autorităților pentru rezolvarea problemelor din sectorul bancar. Pe mine, sincer vorbind, m-a uimit o declarație făcută de către ministrul finanțelor, domnul Arapu, care a spus veniturile din buget sunt acumulate doar din resursele interne. Dar cei din exterior sunt obligați să ne ajute permanent, domnule Slusăr? Eu consider că în mod normal, într-o țară cu economie de piață veritabilă, cu elită politică cât de cât responsabilă, cu voință politică de a combate multe fenomene, multe flagele, cum ar fi economia tenebră, corupție, monopolizarea economiei. Noi treptat trebuia de mult să ieșim pe altă orbită, pe altă arie, unde ca în toate țările cele mai dezvoltate, principalele venituri se acumulează din surse interne și cel mai important, nu din surse interne de la import. La noi este și aici situația perversă. Noi suntem cointeresați și indirect. Noi nu vorbește nici Ministerul Finanțelor despre acest lucru. Dacă atare modelul economic este construit în așa mod, că este mai convenabil și mai bine de stimulat importuri, deoarece partea leului din toate impozitele se acumulează la hotar. TVA, accize, taxele vamale. Desigur că toate țările dezvoltate, în mare parte, acolo sunt două surse de venit principal. Impozit pe venit, fie de la persoane fizice, fie de la persoane juridice, și impozit imobiliar. Iată aceste două componente. Și desigur, asta nu înseamnă că aceste țări nu admit variante cu împrumuturi. Statele Unite este liderul la capitolul datoriilor externe. Dar toate aceste datorii externe funcționează în așa mod, în această situație toți stau în rând să împrumute bani. Și aceste surse nu merg deci nu pentru, e cazul Greciei. Da, nu merg pentru a întreține pantalane, dar pentru investiții serioase, pentru dezvoltarea țării, pentru alte lucruri. Desigur că noi avem sistem care avem, este un sistem absolut neeficient, economia neeficientă, se vorbește mult timp despre aceste lucruri. Eu am încercat
săptămână trecută, așa, având 10 minute libere, am încercat pe degetele număr toate reformele care noi trebuie să facem. Reforma bancară, reforma fiscală, reforma pensionară, reforma în medicină de asigurări, reforma administrativă, reforma administrativ-teritorială, reforma sistemului judecătoresc, reforma procuraturii, reforma organelor de drept. Degetele s-au terminat, oamenii, discutat n-am vrut. Da, m-am gândit... De ce n-ați început să numărați reformele pe care le-am făcut deja? Păi avem... Poate vor ajunge. Niciun deget n-avea să ne ajungă. Și asta numai reformele care noi, care eu le știu. Sunt zeci de reforme care eu nu le cunosc. Și în această situație noi trebuie acum să le facem aceste reforme, nu una după alta, în mod normal cum se face în celelalte țări, dar concomitent. Noi atâte ratări am avut în timp de 25 de ani. Eu vă spun sincer, eu nu știu cum noi o să reușim acum să facem aceste lucruri. Deci nu crezi că acest lucru s-ar putea întâmpla? Eu cam mai am speranță, că fără speranță nu poți să trăiești, dar rămân foarte multe semne de întrebări dacă noi reușim să le facem aceste reforme. Domnul Mihalache, dumneavoastră trageți speranțe cu formarea noului guvern, care ar putea urgent să pornească negocieri cu FMI privind noul acord? Restabilirea relațiilor cu Banca Mondială? Este foarte greu de azi prognoza formarea unui nou guvern din cauza că nu prea văd dorința din partea unor politicieni, din partea clasei politice, de a negocia cu Fondul Monetar Internațional. Din ce cauză nu văd dorința respectivă? Din cauza 1. În primul rând, șantajul acela care a fost făcut de către domnul Lupu și de către domnul Filat atunci când au vorbit despre naționalizarea băncii de economii. Au mai fost și unele mișcări din partea acestor doi politicieni. Așa, bine că eu nu sunt politician, eu nu urmăresc activitatea lor, nu urmăresc viața lor, ce fac, dar printre rânduri mai văd și eu că nu există această dorință. Mai există încă întreprinderi de stat care pot fi puțin preluate. Și se vehiculează că unele dintre ele vor fi preluate. Sigur că există aceste suspiciuni din partea mea în privința la Moldtelecom. Există căile suspiciuni. Ferate? Căile ferate de mult sunt probleme la căile ferate. Sunt suspiciuni asupra la Tutun CTC. Sunt suspiciuni și la alte, la Termocom, la redurile Nord, Red Nord-Vest. Deci sunt multe, încă mai există active, dar, care politicienii mai au dorință să preia sub tutela lor. Dar pentru că ați început să vorbiți despre privatizare, ar putea aceasta fi o variantă care ei ar ieși în fața noastră și ne-ar spune că iată, pentru că sunt înghețate și au pierderi, da, ajutoarele din exterior și vor dura mult negocierile privind noul acord cu FMI. De ce să nu pornim un proces de privatizare mare. Cu Moldtelecom... Să atragem investiții străine din offshore-uri. Bine. În legătură cu Moldtelecom, eu azi, pentru prima dată, zic acest lucru. N-am spus la nimeni încă. Deci, în anul 2012, o persoană foarte bună care a lucrat la Rothschild Bank, Rothschild Bank a primit un dosar pe Moldtelecom de la niște persoane din Republica Moldova la examinare. Rothschild Bank este o bancă investițională care se ocupă cumpărarea unor întreprinderi mai puțin profitabile sau care sunt duse pe minus și preiau, lucrează, ridică întreprinderea și o vând mai departe. Aceste lucruri se întâmplă și în Bulgaria și în România, au fost cazuri de genul ăsta. Bine, nu-i nimic rău dacă acest lucru se întâmplă în mod transparent. În mod transparent, dacă se întâmplă acest lucru. Știu că... Pentru dacă o singură bancă primește acest dosar, o singură bancă și cineva de aici din Chișinău decide că anume această bancă trebuie să primească acest dosar și nu alte 10 printr-un concurs deschis. Asta este... Sunt de acord, Natalia, că trebuie să fie transparent, dar știu că dosarul respectiv este pus în SAF-ul la Rothschild Bank și cine știe, poate să revadă din nou posibilitățile. Dar varianta aceasta cu privatizare ar putea fi ridicată? Da, atunci când situația este atât de complicată, chiar foarte complicată, bineînțeles că politicienii ar putea să enunțe această ieșire din situație, situație de criză, pentru că noi ne apropiem, din păcate ne apropiem la
posibilitatea întârzierilor salariale pentru bugetari și pensionari. Din păcate, există șanse ca noi să avem aceste întârzieri. Domnule Gârbu, deci ce înseamnă pentru noi înghețarea finanțărilor externe? Eu am presă că accentul care l-a pus ministrul finanțelor este un accent greșit. Domnul Arapu ne aduce această situație ca fiind o catastrofă. Nu, nu este tot o catastrofă. Cifrele nu sunt chiar atât de catastrofale, nu sunt chiar atât de urâte în bugetul de stat și în bugetul public național. Eu am presă că riscul cel mai mare este legat de lipsa reformelor. Aici nu contează banii. Banii nu sunt chiar atât de mulți. Hai să comparăm două cifre. Anul trecut. Deci nu ajutoarele externe, ci lipsa reformelor. Exact, lipsa reformelor. Banii respectiv nu sunt chiar atât de mari. 40 de milioane nu e atât de mult. Bugetul nostru național, bugetul de stat, 30 de miliarde. Bugetul public național, 50 de miliarde de lei, 2 miliarde și ceva de dolari. Deci suma totuși e, suma, adică noi bugetele sunt destul de mari. Dar problema este că odată cu bani ne vin și reforme. La noi, de păcate, elita politică nu face reforme. Noi avem o elită politică extrem de pasivă și extrem de neinventivă, că nu face nimic. Nu plătim impozite. Unor este un aparat birocratic destul de vast și care crește. Dar acest aparat nu oferă nicio performanță. Și unica performanță care vine este cea performanță din exterior. Și nu lucrul acesta ar trebui să ne sperie. Nu faptul că ne vin bani exteriori. Uitați-vă două cifre. Anul trecut Uniunea Europeană ne-a oferit 900 de milioane de euro. Anul acesta, Uniunea Europeană a bugetizat, deci noi am bugetizat asistență din partea Uniunii Europene de 40 de milioane de euro. Uitați-vă, 60 de milioane de euro scădere. Deci acest lucru, chiar dacă Uniunea Europeană ne dătea aceste 40 de milioane, ok, dar acești 60 de milioane, de ce nu le observăm cât de mult a scăzut atracția și Uniunea Europeană nu duce lipsă de bani. Cu siguranță noi nu putem să implementăm toate aceste surse financiare. Deci noi oricum, până acum, nu avem capacitatea de absorbție atât de mare, în jumătate, vorbeam de toată asistența externă. Sau poate nu mai au încredere în noi. Bine, încrederea a apărut în recent. Deci noi, poate ca manifestarea acestei lipse de încredere, am pierdut aceste 40 de milioane. Dar totuși Uniunea Europeană vede că noi nu avem capacitate de absorpție suficientă. Și noi această capacitate de absorpție n-am avut tot timpul. Noi din miliarde care ne ofereau donatorii, absorbeam jumătate, mereu. Noi am avut acele ședințe cu clubul donatorilor și acolo se strângeau asumări din partea donatorilor, se făceau ședințe. S-a făcut în perioada comunistă, s-a făcut prin 2008-2009, s-a făcut după 2009 când a venit alianța. Iar ședințe cu donatori în care donatorii ziceau că noi suntem gata să vedem. Și dacă puneai toate cifrele cap în cap, vedeai că erau miliarde. Dar banii se absorbeau în jumătate maxim. Noi lucrul acesta nu l-am observat până acum. Deci donatorii oricum erau deschiși până acum să ne ofere foarte multe finanțare. Noi nu avem capacitate de absorbție. Contează faptul că donatorii au testat și ne-au zis foarte clar, cu respicat, că noi nu facem reformă. Noi statul, într-adevăr, e un stat în care nu se mai, efectiv, nu mai dă speranță de viață. Donatorii deja s-au răzvit. Adică ați spune că este deja un stat falit? Într-un fel, donatorii au ajuns la măsură extremă. Ei deja negociază cu noi, doar așa, punând piciorul în prag, efectiv, numai să negociere așa la masă. Au zis că întrerupem finanțare și punctul. Adică FIMIU a închis ușa, pur și simplu. Eu vreau să înțeleg dacă această înghețare a ajutoarelor externe ar putea deveni o bâtă pentru elita noastră politică. Ce îi costă mai mult? Pornirea reformelor sau acești bani pe care europenii, Banca Mondială, FIMIU îi oferă țării noastre, domnule Ciuban? Eu nu le-aș condiționa. Aici nu sunt de acord cu domnul Gârbu că elita noastră politică nu e inventivă. Eu cred că chiar e prea inventivă. La anumite capitole. Mai inventivă decât occidentalii care, crezând că țările post-socialiste, post-sovietice, după reformele din 90, introducând liberalizarea și toate reformele astea inițiale care s-au făcut, privatizarea inițială, deci după asta, automat, ele se vor democratiza. Iată că, la un moment dat, deci greșeala lor a fost într-aceea că occidentalii au crezut că ei erau foarte conștienți că cineva se va îmbogăți în perioada inițială. Dar credeau că după asta ăștia vor avea nevoie de un sistem judiciar puternic care să le protejeze. Ca să-și apere averile. Ei, a noștri s-au dovedit a fi mai inventivi și au hotărât că e mai profitabil să controleze sistemul decât să-l aduci la unul funcțional. Referitor la privatizări, am văzut acum e momentul de pornit acest proces de privatizare majoră sau nu? Bine, asta ar fi o ieșire din situație. Situația nu cred că este, aici sunt de acord, nu cred că este atât de dramatică, referitor la, fiindcă se vorbește mult de default, noi nu intrăm niciun fel de default. Obligațiunile externe sunt absolut suportabile pentru bugetul de stat. Dacă nu sunt prevăzuți bani, ceea ce a spus domnul Arapu, adică nu sunt bani externi care nu vin,
din banii aceștia au fost prevăzut pentru anumite proiecte, dar inclusiv agricultorii, interne. Domnul Sluser poate să vă spună mai bine, acolo au fost preconizați pentru construcții de drumuri și așa mai departe. Situația nu este catastrofală, dar este una foarte grea. Dar declarația, declarația domnului Tapiola este, cum să zic, deja un gest de disperare. De adresare la politicienii noștri să le spună că băieți, nu aveți timp până la 12 septembrie. Nu există, fiindcă am auzit de la diferiți politicieni că timp este suficient, putem negocia 3 luni, să vedem care posturi, algoritmi, mai nu știu ce acolo. Deci dacă în săptămâna asta, într-adevăr, nu iese cu declarații de principiu și până la sfârșitul lunii cu un guvern plenipotențiar, asta înseamnă că nu demarează negocierile cu FMI, bordul FMI vine în septembrie, nu cred că se va semna un memorandum nou, dar un acord ceva, cel puțin intermediar, care oricum ar aduce pe linie de plutire, fiindcă noi vorbim foarte mult că în mod normal nu trebuie să depindem de finanțările astea externe, dar noi în 25 de ani, la noi nimeni nu s-a ocupat serios de economie în planul dezvoltării strategice. Să avem un buget de dezvoltare, în general să vorbim. Iată, aveți aici, faceți un mini-sondaj. Cine de la guvernare s-a adresat vreodată să întrebi? Nu cât ce trebuie de făcut, dar ce se întâmplă în general în economie. S-au adresat? Nu. S-au adresat, domnule? Nu, deloc. Iată și răspunsul. Sperăm că măcar vă privesc, vă urmăresc la diferite emisiuni la posturile TV din Republica Moldova, să sperăm. Sau secretarilor. Deci, oricare guvernare care vine în loc, deci știi care fluxuri care trebuie spartajate. Aeroportul, calea ferată, toate întreprinderile de stat merg pe minus. Ați văzut câte miliarde datorii. Cu salarii de milioane. Da, e un dezastru ce se întâmplă în sectorul și atunci e un dezastru. Răspunsul e evident, trebuie să privatizate și în câțiva ani o să aducă la trebuie să privatizate. Haideți să vorbim un pic despre privatizarea. În condițiile actuale, putem spera că privatizarea se va face în mod transparent, cinstit și într-adevăr toate bunurile statului vor ajunge pe mâinile unor oameni de afaceri cinstiți care vor avea interesul de a ne plăti nouă pentru aceste bucăți gustoase și de a le dezvolta mai departe. Pentru că oricum asta e vorba de locuri de muncă, de impozite care vor fi plătite aici în Republica Moldova. Care este problema? Să vină nemții sau americani sau ruși sau oricine? Domnul Mihalache. După evaporarea banilor, eu nu am încredere că va fi o privatizare transparentă. Dar deja n-are importanță. Deci o persoană care te trădează odată, cum poți să ai încredere în ea? Odată? După concesia aeroportului. Odată în lună. Odată în lună, eu știu. Dar măcar privatizate, știm că în 5 ani, peste 5 ani, îi vor aduce la buget. Haideți să vedem contribuabile. Din punctul ăsta de vedere, da, dar eu vorbeam de... Natalia m-a întrebat dacă despre transparență. Da. Eu nu cred într-o transparență cu persoanele care au... Cu actuala clasă politică. Cu actuala clasă politică, asta este adevărat. Deci nu susțineți pornirea procesului de privatizare acum? Despre transparență am vorbit. Da. Nu cred în transparență. Domnul Susur, dumneavoastră credeți? Trebuie de limitat două lucruri. Prima întrebare. Este bine privatizarea sau nu? Și aici eu sunt de acord cu mai multe afirmații, chiar care și-au fost, nu de mult, noi am auzit în 2014, același ministru finanțelor a vociferat poziția coaliției de guvernare, Sarmanu, el a avut taman această misiune de loc ușoară, se spune că statul este cel mai prost proprietar. Și eu subscriu sub aceste cuvinte. Într-adevăr, la nivel teoretic, statul, într-adevăr, este un proprietar, n-aș spune că cel mai prost, dar mai puțin eficient decât cel privat. Deși noi cunoaștem mai multe țări, chiar și din Europa, unde au rămas întreprinderile de stat, administrate cât de cât
eficient, sub controlul societății civile, sub controlul partidelor politice, și, adică în sensul bun al cuvântului. Unde combaterea corupției a fost destul de eficientă și acum chiar și o parte din economie, dacă aparține statului, prin diferite întreprinderi, nu e nicio problemă. Dar, oricum, teoretic, proprietarul are interes mai bun, acolo mai puțină corupție și privatizarea este un lucru bine. Pentru că proprietarul nu are interesul să fure de la sine. Desigur. Întrebarea numărul 2. Avem noi încredere în actuală elită politică, după toate aceste nevoie care noi am avut, după toate trădările, furturile, că această privatizare în condițiile Republicii Moldova cu actuală elită politică, care întâi ne spunea că statul este cel mai prost proprietar, pe urmă când s-a dus miliardul de la Banca de Economie și banca a fost ciruită și a apărut necesitatea să întoarcă Banca Poporului la stat, deci au fost diferite tipuri. Această clasă politică pentru mine nu este credibilă și eu nu am niciun gram de încredere în caz în care ei vor administra în continuare privatizarea. De unde eu, de exemplu, cu aeroportul. Peste două luni după privatizare, eu am aflat că noi am avut câteva oferte pentru acest aeroport. Au fost interesate și niște întreprinderi puternice din Frankfurt, din Germania, din mai multe țări. A câștigat, noi știm pe cine a câștigat. Și asta nu a fost privatizare. Dar aceste companii nu au primit scrisoare. A fost un concurs închis, da, și anumite companii au primit această ofertă. Eu pot să știu că această întreprindere costă atâta și va fi proces transparent, care va fi procentul atcatului și bugetul o să primească suma măcar aproximativ cât costă acest obiect. De atâta, de răspunsul la această întrebare este foarte dificil. Teoretic, da, noi trebuie să vedem că această menținerea acestor active sub administrarea statului, tot e periculos. Cu tot cu atcatru, mie îmi pare rău că eu spun acest lucru, dar totuși, poate e cazul să scoatem grija asta de pe umerii statului? De acord, dar nu cu actuală elită politică. Eu sunt de acord că noi nu putem să menținem în continuare infinit aceste active sub administrarea aceeași elite politice, cu corupere, cu diferite salarii imense și cu pierderi de sute de milioane de lei pentru fiecare întreprindere de stat. Sunt de acord, dar iarăși, dacă procesul de privatizare va fi efectuat în așa mod cum noi am fost administrați până acum, atunci și noi schimbăm, cum spun românii, și eu mâla. Și da, anume românii spun acest lucru. Nu mai importă încredere. Noi avem chiar certitudinea că va fi netransparent. O să aflăm și procentul atcatului, cât timpul asta se află până la urmă. Problema este că Telecomul în 97 a fost prima dată pregătit pentru privatizare. Atunci el costa o sumă enormă. Acum el deja nu mai costă nimic. Eu mă tem că noi o să ajungem, se vorbea de 200 de milioane, erau sume de sute de milioane de atunci de se vehiculau, nu mi-amintesc exact acum. Dar noi încet, încet mergem spre aceea că o să le privatizăm pe bani mărunți, pe o să vorbim de, da, o să raporteze. Uitați-vă ce se întâmplă la Air Moldova, la căile ferate. Deci totul se face ca aceste companii, dacă și vor fi privatizate, vor fi privatizate la preț minim. La preț minim, exact. Preținere la salariu, exact. Capitalizarea activelor. Dar nu arată aceasta ca o pregătire spre privatizare? Asta și este raționamentul meu, că acum noi procesul ăsta doar îl putem merge înspre înrăutățire. Deci cu cât mai repede vor fi ele odată privatizate, cu atât mai repede statul, indiferent că va primi o sumă mai mică, dar va primi-o la buget, și în timp întreprinderile private aduc contribuții la buget mult mai mari. Întreprinderile de stat, încă o dată repet, astea 200 câte au fost, ele toate arată pierderi, ceea ce înseamnă că ele nu plătesc la buget nimic și că ele arată pierderi tot timpul. Își umflă salariile, angajează funcționarii de la toate ministerele, ăsta este rolul lor. Tot felul merg de scheme, la sală de forță, organizează exact, corporative la cele mai scumpe săli de banchet. Eu am înțeles de ce. Merg în deplasări cu business class. Deci, știi de ce miliardul a fost furat? Când se făcea tranzacția, toți lucrătorii băncii naționale erau la fitness. Erau la sală. La fitness. Sau la în deplasare mergeau cu business class.
clas. Dar uitați-vă ce salarii apropo. Noi vorbim de un procuror european. Eu cred că și de un șef de binemese, poate, la așa beneficii și salarii de vorbit liber de unul european. Absolut. Bine, continuăm să discutăm despre privatizare. Vorbim cu dumneavoastră după o scurtă pauză de publicitate. Rămâneți cu noi, revenim curând. Am revenit în studio, domnul Gărbul, deci despre privatizare. Vorbim despre privatizare, sunt mai multe momente din care trebuie să reșim. Primul moment este legat, de fapt, e un moment general. Începând cu anul 2009, statele în dezvoltare, în curs de dezvoltare, nu mai sunt atractive pentru investiții directe străine. Ele au scăzut cu 30-40%. În prezent, economia americană este mai atractivă pentru sectorul manufacturier decât China. Lucrurile un pic se schimbă, deci noi un pic trebuia să facem privatizare un pic mai devreme, noi chiar ca regiune, ca să nu suntem atractivi. Exact. Până în anii 2009, efectiv. Până atunci, economiile în tranziție creșteau, se făceau investiții. Acum investițiile pleacă. Din Federația Rusă investițiile pleacă doar din cauza conflictului cu Ucraina, fiindcă economia nu este atractivă. Noi avem un conflict în Ucraina. Investitorii nu o să vină în această țară. Un alt moment. Există un conflict între asistența externă și investiții directe străine. Un stat nu le poate avea în același moment ambele. Dacă ai asistență externă, nu vei avea investiții directe străine. Ce înseamnă asistență externă? Asistența externă înseamnă că un stat este asistat. Din care motiv statul respectiv este asistat? Fiindcă nu se descurcă cu administrarea. Deci statul respectiv poate fi comparat cu un adolescent care n-a ajuns la majorat. Și cine face business cu un adolescent, cu o persoană care nu știe ce o să zică mâine? Faptul că avem donatori vorbește indirect despre faptul că noi suntem un stat asistat, un stat care nu se poate autoguverna și investitorii străini nu o să vină în state respective. Deci noi fie alegem asistență externă și atunci nu trebuie să ne plângem că pleacă donatorii, dar o să ne vină investitori străini, dar în pentru asta trebuie să arătăm un administrație foarte. Dacă să vină investitori străini, nu trebuie să facem reforme. Exact. Deci noi nu facem reforme, din acest motiv stau donatorii cu noi. Noi dacă facem reforme, donatorii plecau de mult. Ei n-au nevoie să stea, fiindcă state problematice, plumece asta sunt foarte multe. Ei transferă fonduri în alte parte. Și într-un stat în care administrația se comportă ca o persoană în stare de ebrietate, deci nu e clar ce o să fac mâine pe statul respectiv, investitorii nu o să vină. Noi facem astăzi privatizare, schimbă administrația, schimbă partidele politice. Dar donatorii vor sta mult așa cu noi? Vor sta în permanență. Donatorii, atâta timp cât noi suntem un stat ratat și un stat care nu se poate auto-administra, donatorii vor sta în permanență. Modul în care donatorii vor lucra cu guvernul va fi diferit. Uneori va fi mai mult încredere, uneori va fi lipsă de încredere și vor comunica prin telefon la distanțe mari. Dar donatorii vor fi mereu. Donatorii mereu asistă state problematice, precum este Republica Moldova. Atâta timp cât suntem stat problematic, noi avem asistență externă. Dar asta nu înseamnă că noi se ducem foarte bine. Noi, prin faptul că avem asistență externă, înseamnă că o ducem foarte rău. O duc bine a cei care n-au nevoie de Banca Mondială și Fondul Monetar Internațional. Deci e un conflict. Noi fie sperăm la asistență externă, fie închidem, un pic ne tragem cureaua și facem reforme adevărate. Ministerul Finanțelor, dacă revenim înapoi la buget, s-a linivit foarte mult. Noi am elaborat un buget pe anul 2015. Bugetul ăsta era de foarte proastă calitate și ministrul finanțelor cum se plânge pe donatori. Dar ei nu s-au gândit la faptul că au umflat prea mult parte de cheltuieli și dacă parte de cheltuieli aveau alegeri, domnule Gârbu, alegeri. Dar în fine, ei sunt de vină. Înseamnă că sunt iresponsabili. Atâta timp când ne comportăm de această manieră, nici un investitor în țara respectivă nu o să vină. Și nu o să vină un investitor străin să facă investiții de 100 de milioane în Moldova și mâine să schimbă puterea politică și tipii de la guvernare zic: "Ia plecați de aici, că noi vrem să vă privatizăm." Să facă atacul writer. Atâta timp când noi avem semn. Poate noștri speră să urmeze exemplul Greciei. Vor organiza un referendum, după care vor spune donatorilor, noi nu vom întoarce. O să vedem în ce stare o să ajung Grecia. Încă Grecia nu este încă fericită. Acum îmi dau seama că Grecia nu sunt foarte deschis. Eu vreau să vorbim despre următorul guvern. Pe mine nu mă interesează care partid va primi care minister. Bineînțeles, despre aceasta se negociază, dacă se negociază la ora actuală. Mă interesează. Următorul guvern și următorul prim-ministru va avea mandat de plin pentru reforme? Sau nimic nu se va schimba? Investitorii nu vor veni? Sistemul bancar va rămâne acolo unde se află? Nu voi numi acest loc? Toată lumea știe unde e. Credeți în acest mandat, domnule Mihalache? Îmi puneți întrebări când la care nu o să pot niciodată să răspund. De unde să știu? O să aibă acest mandat sau nu din partea politicienilor? Bine, nu dar știu. E în interesul clasei politice acum? Cel puțin al celor care controlează întreaga clasă politică? E în interesul lor acum să pornească reforma? E în interesul lor că ei să doarmă liniștiți, să aibă copiii învățați bine. În Elveția. Da, în Elveția. În Elveția. Asta e, ei să gândesc. Se gândesc mai mult la bunăstarea lor și familiilor sale. Dar dacă Republica Moldova se va apropia de incapacitate de plăți, vor dormi liniștiți? Întârziere la salariale. Asta e puțin diferit decât default.
Atunci... Dar noi așa glumim, dar iată, în Erevan lumea a ieșit în stradă după ce tarifele au fost majorate cu 16%. La noi se cere o majorare cu 70%. 60-70%. Da, 60-70%. Eu înțeleg că moldovenii nu sunt armeni, dar cine știe? Aici, întârzieri cu salarii și pensii, majorarea tarifelor. Dacă va avea loc explozie socială? Dacă explozie socială va răbufni, atunci există șanse ca politicienii noștri să înceapă să se miște. Dar, haideți să vorbim altfel. Deci, populismul, domnul Gărpan, a început să vorbească despre eleni. Populismul a existat atât la ei, a existat atât la noi. Populismul în ce? Eu n-am nimic împotrivă. Chiar mă bucur foarte mult atunci când un domn face posibil, tot posibil ca să placă unii doamne. Dar chiar este un lucru pozitiv. Dar atunci când un politician face niște propuneri populiste și niște idei populiste emană în societate, atunci apar anumite suspiciuni și apar anumite rețineri din partea mea, pentru că ele nu pot fi îndeplinite. Deci în Grecia s-a întâmplat acest lucru, deci pensiile au fost mărite, bugetarii aveau niște salarii enorme, Calea Ferată avea 1,2 miliarde, deci cheltuieli, intrau 250, ministrul de finanțe a spus că supliment era, pentru spălarea mâinilor. Da, pentru spălarea mâinilor. Deci ministrul, fostul ministru de finanțe, Elena, a zis că era mai simplu de a transporta pasagerii cu taxiul decât cu Calea Ferată. Deci la noi exact același lucru s-a întâmplat. S-a întâmplat timp de 25 de ani. O politică populistă din partea tuturor celor care au încercat să ajungă la putere, au încercat să mențină puterea. Eu nu mă refer la un anumit partid. Toți politicienii noștri. A noștri în 2013 au majorat pensiile plus au indexat. Da? Și în același timp au făcut și indexări salariale la bugetari. Și atunci se observa deja în 2013 se observa o tendință negativă. Tendință negativă pe macro indicatori și în regiune. Atât în Federația Rusă se observa că merg în jos. Ucraina se știa foarte bine și era bine definită tendința. În Republica Moldova era o tendință mai ușor, o scădere, deci o comprimare mai mică a economiei. Dar totuși au mers pe aceste căi. Energia electrică și tarifele energetice în 2013, sfârșitul anului 2013, începutul anului 2014, trebuiau să fie mărite, majorate. Dar se apropiau alegerile. Alegerile care trebuiau în 30 noiembrie 2014. Trebuiau câștigate. Bineînțeles că trebuiau să câștige aceste alegeri. Deci, din toate, dacă să luăm toate virigile a politicienilor, bineînțeles că noi ajungem la dorința lor de a se menține la putere și a dormi liniștit. Dar crezi că în Republica Moldova, la ora actuală, există premize ca să vină vreodată la putere un partid cu nepopuliști în frunte sau să fie creat un guvern nepopulist care vă spune, din start, înainte ca să fie format acest guvern sau înainte ca să vină la putere, această echipă sau acești oameni să spună, știți, noi nu vă promitem pensii majorate, salarii majorate, pentru că nu avem de unde. Noi vom veni ca să tăiem, atunci, ca pe urmă, poate peste 2-3 ani, să apară premize ca totul să crească și să, nici să nu aveți Natalia, nevoie de majorate pentru că economia va crește. Haideți să ne uităm la Orhei. Eu de ce și mă întreb? Noi avem acum aceste premize? Atunci când, înțelegeți, cetățenii Republicii Moldova încă toți sunt puțin adolescenți, sunt atât de creduli la anumite deci politici populiste care, bineînțeles că persoanele care vor spune adevărul, vor spune realitatea o să fie mâncați de cei, pentru că acum grecii și-au mâncat copiii. Dar asta este o realitate exact. Foarte tristă pentru Republica Vedeți, noi avem o societate care între doi gândește în termen de chilipir. Unii zic că unii sfer la chilipirul de la est, gazii ieftin, în altă sferă la chilipir la Uniunea Europeană. Noi în Uniunea Europeană vedem chilipir, noi vedem bani ieftini și atât, noi nu vedem reforme. Nu, dacă am fi vrut să ne reformăm, noi nu avem nevoie de bani care vin de la European. Noi avem nevoie de fonduri mai mari, noi nu avem nevoie de fonduri astea mici care sunt acum. Noi avem capacitatea să generăm mult mai mult, noi nu facem lucrul acesta. Noi avem o societate care se gândește la chilipir și avem politicieni care speculează toate aceste, această realitate până la urmă. Și politicianul e politician, ajunge la putere. Eu cred că abordarea care ar avea rost, ar avea succes în Republica Moldova, ar fi ca anecdot cu Vladimir Ilici Lenin, care zicea lui doamne Krupski,
că se duce la amantă, amantă zicea că merge la soție, iar Lenin mergea în bibliotecă. Ce știe bine să vii la cetățeni, să le promiți mare și sare, că cetățenii asta vor, să fie ales, să obții votul, așa cum obține votul într-adevăr Bălțu sau Orcheiu, iar ulterior se dur, să vii și să reformezi. Deci să zici una, dar să faci în realitate cu totul altceva. Doar această abordare ne-ar putea scoate așa din groapă în care fac. Ne aflăm. Ne-au promis bine, una, au venit și au făcut alta. Ei fură. Dar nici măcar la bibliotecă nu se duc. Ei se duc la Banca Națională deodată, la rezerve de stat. Dar este posibil un guvern nepopulist? Următorul guvern poate fi nepopulist? Eu consider, adică vreau să cred în ceva mai bun, adică la mine merge lupta inimii cu creierul. Inima totuși trage speranța, adică inima totuși bate și spune că avem speranță, avem ceva, dar creierul îmi spune că într-un stat capturat, în situația când noi avem populația adolescentă, dar mai mult săracă, ușor manipulabilă, când sistemul politic este corupt, eu nu văd cum poate să vină altă forță nepopulistă, altfel încât dacă noi ajungem la situația de colaps. Când, într-adevăr, din punct de vedere economic, știți că, iarăși, cum spun românii, lucea ужасный конец, și ужас без конца, și atât pe tot ce rămâne acolo, în situația arhie de criză, o să vină un alt partid care să spună oameni buni, cum spunea Churchill. Eu n-am ce să vă propun în afară de sudare, în afară de muncă, nu vă promit salariile, uitați în ce hal noi am ajuns. Dar ужасный конец în cazul nostru, ce ar însemna? Ужасный конец, cum spun românii. Asta poate fi colaps economic. Când deja ajungem la situația, uitați că ce avem noi în sistemul pensionar. Cred că acolo o să fie primul semnal de conet, de ужасный. Că avem noi un pensionar întreținut de un singur angajat. Dar ce va fi peste 10 ani? Dar peste 20? Nu ajungem noi așa de departe, Natale. 10, unde noi și unde 10 ani? Într-un an, un an, jumătate, eu nu vreau... Deci nu dați statului nostru 10 ani? Natale, eu nu vreau să continuu gândul în stilul apocaliptic. Eu nu de mult am discutat cu un fermier și tot așa, noi am discutat jumătate de oră. Eu am spus, Alexandru, taște rog că eu nu știu dacă după această discuție cu tine mai are rost de strâns greu. Așa. De atâta eu aici mă opresc, dar eu de Doamne, totuși, de Doamne, poate în al 12-lea ceas, ceva se va schimba și cumva va fi o amalgamă dintre tehnocrați din actuală guvernare și oamenii din societatea civilă care o să ne permită să menținem noi o linie de plutire și cumva să revenim într-o relativă normalitate. Dar într-un stat capturat să aștepți la așa scenariu, eu devin tot mai pesimist și mai pesimist. Și dacă noi ajungem în punctul cel mai jos din traiectoria noastră și o să fie deja situația când ești în nas poate administra fizic această țară și vor pleca și trebuia de făcut ceva de urgență, atunci poporul va fi nevoit să se trezească și nu doar să se trezească, dar și să coboare de pe pat și să spună ei, n-avem încotro, trebuie să votăm pe partidul care spune, oameni buni, noi măcar vă garantăm că nu furăm, nu vom fura. Domnule Slusăr, asta în condițiile în care actuale partide nu vom controla organele, de exemplu, CEC, procuratura, resurse administrative. Și următoarele alegeri vor fi libere și corecte. Eu nu văd cum noi putem să ajungem, că sistemul este controlat de ăla și până ăla și alegerile locale care noi am avut a demonstrat cu lux de amănunte. Doar din punct de vedere fizic, dacă noi ajungem în situația când economia mai departe, exodul social va fi unul mare, aici rămân bătrâni, copii și cinovnici și practic n-ai să ai de la cine strânge impozite, n-ai să ai de cine să meargă pe aceste drumuri și activitatea economică o să fie în așa natură că nici minimum de pensie și salarii nu va fi posibil de plătit, atunci această pseudo-elită politică va pleca și poate va veni la putere altă elită politică care o spună lucrurile pe nume. Ce puțin se va elibera timpul pentru ei? Unicul lucru, eu mă tem că dacă prin această ruinare sistemului nu va fi îngropat și statul. Că statul este foarte fragil. Vedeți, domnul Slus, tot ce este optimist din fire și de mult a terminat acest mesaj foarte optimist. Dacă suntem totuși la realitate, observăm, de exemplu, un exemplu real din Africa, Zimbabwe, un stat care în anii 90 a fost lider la reforme pe continentul african. Iar acum, atunci a fost ales Mugabe, președinte, de atunci inflația a ajuns la 10.000% anual, mergeai să cumperi o pâine achitând cu saci de bani care au mai grei decât pâinea respectivă și nimic. Mugabe în președinte până acum, la 80 ceva de ani este reales în continuare, iar statul este complet ruinat. Nici măcar stat nu este.
existe. Deci efectiv și continuă să existe ca adică stat. Eu am fost prea optimist. Ei nu pleacă. Ei nu pleacă niciodată. Ei se simt foarte confortabil atunci când este sărăcie. Sărăcie e cel mai profitabil lucru pe planetă. Cel mai profit aduce sărăcia. Totuși nu suntem noi chiar din Africa. Doar dacă o să vină cineva suntem să ne ocupe. Geografic măcar avem noroc că Europa e alătura. Bine, e război aici în regiune, așa că nu știi cum vor evolua lucrurile. Totuși întrebarea a fost va avea sau nu viitorul premier mandat. Și aici îmi pare, pentru reforme. Pentru reforme. Aici îmi pare chestia pentru chiar, elucidarea fapt chiar cazului cu miliardul aici, furat. Aici avem iarăși câteva scenarii. Și unul este, o să vedem negocierile care sper că totuși vor decurge relativ repede cu ministerele se vor împărți, totul va depinde de primele două funcții. Adică un scenariu presupune că iarăși în față vor fi împinși persoane din linia 2 sau din aduse de undeva. Și asta înseamnă că nu se va întâmpla nimic. Deci orice n-are importanță. Găburici, 2, deci, 3... Persoanele de genul Adrian Candu, Valeriu Strileț, cu ei nu se va întâmpla nimic. Dacă vor fi ei numiți. Da, asta înseamnă că mandatul lor va fi condiționat și limitat. Varianta a doua, care iarăși ea am văzut că este deja comentată, ea trezește mai multe controverse, dar persoanele când iese în prima linie, atunci ele își asumă toată responsabilitatea în situația asta. Și atunci de acolo au două drumuri. Fie într-adevăr fac ceva și readuc țara pe linie de plutire, fie se discreditează definitiv și ajungem la varianta de care a vorbit domnul Slusar, că atunci ei sunt nevoiți să plece. Cum mi-a spus un comentator politic pe care îl respect foarte mult, dar nu voi da nume, mi-a spus, de ce ei sunt proști acum să iasă în prima linie, asta în condițiile actuale? Și la ce plăhătnic sunt atât de proști? Eu exact la asta m-am gândit, că având în vedere situația proastă, ei vor fi tentați să stea la o parte, să vadă. Scrieți un guvern de sacrificiu, pentru că va fi probabil un guvern de sacrificiu. Corect, care trebuie să-și asume toate riscurile, care nu se știe cât va rezista până în 2016, până la legea președintelui. Și asta este varianta mai fezabilă care poate să apară. Dar da, spun că mandatul, un singur lucru. Mandatul va fi unul limitat. Acest scenariu în care Vlad Filat și Vlad Plăhotniuc ocupă principalele două funcții, cea de prim-ministru și cea de fie președinte, fie speaker al Parlamentului. Care este una tot care nu este agreată de societate. Acest scenariu este comentat tot mai mult și mai mult în spațiul public. Eu vreau să înțeleg. Dar ce îi încurcă pe acești doi domni mult stimabili să le ofere mandat pentru reforme Dunor, Candu, Strileț, nu contează cine, stând în spate. Care este problema? De ce apariția în față neapărat îi va impune să pornească reformarea Republicii Moldova? Dar până acum ce e încurcat? Niciunul, nici altul nu delegează mandat 100% fără a controla persoana Domn pe care Filat o delegează. A fost prim-ministru timp de câți ani? Patru ani. În față a stat? A stat vreau să spun că n-a făcut nimic, dar multe nu le-a făcut și multe lucruri s-au întâmplat foarte urâte. Exact. În timpul guvernării domniei sale. Da. Și ce? Se vor schimba lucrurile dacă vor ieși în față? Eu am zis, nu că se vor schimba, dar asta este asumare de responsabilitate care în lipsa rezultatului canalizează responsabilitatea direct la aceste persoane. Mi-e pare că nu suntem în situația ca în acea istorie când vine fata la tată și îi spune, tată, eu am de ales între doi miri, un ucigaș și un narcoman pe care să-l aleg. Iată, noi așa stăm. Noi alegem între variantă când cei care au controlat și controlează statul și l-au capturat în ultimii 6 ani, îi rugăm deja să iasă în față și să o facă deschis. Suntem conștienți că ei ne-au copturat. Și altă variantă, când iarăși vor ieși păpuși în față. E aceeași variantă. Situația totală tipică în Republica Moldova și aici, într-un fel, în final, societatea este de vină. Fiindcă, în mod firesc, atunci când vorbim despre democrație, în perioada pe durată alegerilor, este o persoană care se vrea să devină prim-ministru. Persoana respectiv conduce campania electorală, vorbește la persoană cu toți alegătorii și încearcă să le câștige votul. Și alegătorii votează partidul respectiv, fiindcă votează persoana. Mereu se votează persoana. Eu cum
vă întreb, către alegători întreb, atunci când votează pe LDM și PD, ce votează? Fiindcă Filaci, Vlahonicu nu vin în față, atunci pe cine îi votează? Nu poți să votezi un perete, nu poți să votezi un steag, nu poți să votezi o imagine, votezi o persoană fizică. Ei pe cine votează? Fiindcă în mod firesc într-o democrație, atunci când persoana care a câștigat partidul... Mulți votează pentru că sunt șantajați. Nu, pentru că dacă nu-i votezi pe ăștia, vin rușii cu tankurile lor, de exemplu. Și această frică este exploatată. Votează? Trebuie să votezi o persoană, nu votezi partidul. Noi avem partide cu tradiție. Noi avem un conservator sau laburiști. Noi nu avem partide care să fie de 50 de ani respectiv. Noi nu putem să votăm un partid. Noi mereu trebuie să votăm o persoană. Și mă întreb atunci când persoanele respective merg și votează, pun ștampila în dreptul acestor partide politice, pe cine votează? Ziceți vor că liderii se ascund. Liderii care stau în campanie electorală în față, după aia nu ies să se conducă țara, primind mandatul, nu ies să se conducă țara. Și noi cetățeanului e frică să zică plecați de aici. Pe 30 nu s-au ascuns. Acum la locale, au fost... L-ați văzut pe locomotiva Leanca. Pe 30 l-ați văzut pe Vlad Filat sau pe Vlad Plăhătniuc în față, în campanie? Eu nu i-am văzut. Plăhătniuc, de mult chestia asta a înțeles cu writing-ul și cu consultările, adică el de mult se simte confortabil în linia a doua. Și revenim la acel scenariu pe care l-am discutat. Eu nu înțeleg de ce se vehiculează în presă că poate acum e timpul ca ei să iasă în față. Pentru că lucrurile vor fi, mecanismul va fi pornit. Dar de ce lucrurile se vor schimba dacă ei vor ieși în față, domnule Susar? Eu nici nu vreau mult să comentez acest lucru. Noi trăim într-un stat capturat și care tot timpul ne oferă niște paradigme perverse. Iată, noi trecem acum o paradigmă, am trecut aproape, încă nu până în final, o paradigmă perversă când minimum cu inacțiunea elite politice actuale, dar probabil cu participarea multor din ei, au fost admis acest jaf bancar și nouă acum ne propun că noi să strângem curaua, să trăim într-un buget auster. Trebuie să fim mai responsabili? Dacă noi am destabilizat această situație, ei au destabilizat și noi trebuie să fim mai responsabili. Eu nu doresc să trăiesc în această paradigmă. Acum, și asta se întâmplă în paralel cu procesul ajutării celor trei bănci care, de fapt, prin care s-a făcut totul, dar noi trebuie să strângem curaua. Regurile naționale se duc pentru acoperire. Acum tu propui mie să discut, să comentez a doua paradigmă perversă prin care noi țara au suferit din cauza anume de la primele persoane din aceste partide politice și noi încă o lună dacă vor dura negocierile, noi aici o să facem fiecare zi 5 emisiuni și mai nu în genunchi o să închinăm pe dânci și să devină primele persoane. Eu nu vreau să trăiesc în această paradigmă perversă. Noi suntem ostatici în acest stat. Mă rog, noi deocamdată nu prea avem ieșirea. Dar să pierd timpul și să discut, eu absolut de acord cu logica ta. Cine a încurcat domnul Filat timp de 4 ani în fruntea guvernului să dea dovadă să realizeze mai multe lucruri? Cine sub controlul cui a fost BEM-ul începând de la 2009 până în 2013? Ministerul Finanțelor și prim-ministru. Nu a fost domnul Bode, membru Consiliului, nu a fost acolo și domnul Negruță, nu a fost condus asta de domnul Filat. De unde s-a luat această idee că peste o noapte se schimbă ceva, ei o să bată de perete și o să fie alte persoane și o să ne tragă și o să ne facă fericiți. Asta eu spun că noi suntem atunci în situația... Atunci care este ieșirea? Eu v-am spus, teoretic, eu văd ieșirea că dacă mai rămas o parte de sentimente de patriotism în această elită politică, o actuală partide, ei să meargă acum să fie creat un guvern, să-i vorbește așa, nu-mi plac cuvintele patetice de salvare națională, dar să fie delegat în acest guvern persoanele tehnocrate de la actuale partide politice, care sunt mai puțin patate și sunt aceste persoane. Eu pot să vă numesc 5-6 persoane. Și totodată a doua parte a guvernului noi să delegăm societatea civilă. Și haideți să admitem că acest lucru se întâmplă. Să admitem. Este format un guvern al tehnocraților cu participarea societății civile. Domnul Gârbu este invitat în calitate de ministru al finanțelor. Domnul Mihalache în calitate de ministru al agriculturii. Dumneavoastră în calitate de ministru al agriculturii. Dumneavoastră mergeți la economie. Să admitem. Și vi se spune, aveți verde la toate reformele. Dar puteți face ceva în lipsă reformei Procuraturii Generale? Și eu când vorbesc despre reforma Procuraturii Generale, eu nu vorbesc cu acel teanc de hârtie care se află astăzi în Parlament și urmează să fie adoptat, eu sper, în ultima variantă.
И ворби за адеварата реформа, кънд прокуратура девине он орган индепендент. De absolut toți. Puteți ceva face în cazul în care CNA în continuare este controlat politic, BDM în continuare este controlat politic, SIS nu știm ce face. Deci, guvernul, tu vrei, cu dumneavoastră... În mod delicat să-mi spui deci, că varianta mea este fantastică. Nu, eu vreau să înțeleg. Pentru că dar și formula, dar și formula unui guvern tehnocrat ne poate salva în cazul în care nu va fi reformată justiția? Nu, reformele trebuie să meargă în bloc. Eu nu știu dacă noi vom reuși, după atâtea ratări, să facem în bloc toate aceste reforme, dar asta unica ieșire. Toate aceste reforme care tu le-ai numărat, trebuie să fie pornite împreună de acest guvern tehnocrat și trebuie de avut mandat politic și sprijin politic. Dacă 6 ani, aceste persoane 6 ani au avut interesul să le pornească, de ce să-l aibă acum? Nu, noi vorbim, eu am presupus că dacă acolo există măcar instinctul de autoconservare și există măcar ca o doză de sentimente față de acest stat, lucru în care eu tot mai puțin și mai aproape nu cred. Dar tu m-ai întrebat care este varianta posibilă la ora actuală, din această paradigmă. Eu am spus unica variantă care o văd. În caz contrar, această paradigmă pur și simplu trebuie să fie distrusă și de Doamne să fie distrusă fără violență. Domnul Mihal, care este varianta? Îmi pare foarte rău că la începutul anilor 90 n-a fost promulgată legea lustrației. Atunci era momentul potrivit ca toți cei foști membri de partid, foști funcționari, securiști, să nu mai ajungă la putere. Acum tot nu este târziu de a promulga această lege, pentru că încă mai sunt aceștia noi nu sunt membri de partid și nici n-au fost, mai sunt. Filat, Plăhătniuc au fost membri de partid, nu? Mai sunt. E generația nouă deja. Bine, că sunt alții. Dar cei cu SIS-ul nostru, de exemplu, acolo ce se întâmplă, fiindcă au moștenit tot felul de tradiții vechi. Și domnul Lucinski a recunoscut într-un interviu la Europa Liberă că schemele sovietice, schemele de corupție, schemele sovietice au rămas și s-au implementat. Și am mai spus că dacă ar fi adoptată legea lustrația Republicii Moldova, noi am fi rămas fără intelectualitate. Este drept. Eu cred că nu doar intelectualitatea. Bine, nu cred. Bine, dar la ora actuală, care este o posibilă ieșire reală? Soluția reală care o să nu fie dureroasă nu există. Noi suntem naivi atunci când credem că cineva ne poate scoate din această groapă. Nu trebuie și alternativă. Noi alternativă momentan nu avem. Noi trebuie să înțelegem faptul că puterea mereu este de două tipuri. Este putere de fapt, este putere de iure. Faptul că, iată, domnul Slusăr devine ministrul agriculturii și cine mai pune în buzunar legitimație și care îi dă putere de iure. Legitimație scrie ministrul agriculturii, să înseamnă că lui deține putere de fapt. Un pic că a mers în stânga, acei care dețin putere de fapt te dau afară. Deci, efectiv, până nu câștigi puterea politică, până nu apar din ce multe partide politice și aceste partide politice să fie o alternativă. Fiindcă noi, momentan, la lege, alternativă nu avem. Noi nu putem să picim să votăm. Noi criticăm pe ăștia, dar ei un pic, mai când ne vorbesc despre Uniunea Europeană, picim să votăm pe ăștia care ne ducă de Uniunea Vamală, acolo în geal e noapte închisă. Adică, efectiv, nu se poate face nimic. Și atunci, noi, efectiv, nu avem alternativă. Noi nu avem persoane în care să avem credere. Și atunci, pur și simplu, mă recomand să propun societății civile să organizeze o campanie de fundraising și să ofere finanțări pentru un partid politic, să identifice o persoană, să zicem Maia Sandu, care iată s-a manifestat într-un fel, să dăm finanțe și capacitate să se lanseze în politică, să se finanțeze, să înființeze un partid politic, fiindcă alte ieșiri efectiv nu vede. Nu văd. Trebuie cât din ce în ce mai multe persoane și din ce în ce mai multe partide și idei să fie promovate. Trebuie să persoane noi. Ăștia s-au compromis atât, să plece, să vină alții noi. Ei nu pleacă, asta e problema, că nu există alternativă. Este o idee foarte frumoasă. Eu în ultimul timp, din 30 noiembrie încoace, foarte mulți tineri cunoscuți de mine vorbesc despre acest lucru. Pentru că s-au trezit să fie amăgiți câte oară. Multă lume vorbește despre faptul că poate ar trebui de format o echipă nouă, un partid nou care va fi finanțat din fundraising și așa mai departe. Dar pe urmă oamenii se întreabă, dar dacă noi anunțăm acest lucru în public, nu se apucă de noi Procuratura Generală, SIS-ul. Ce o să facă? Atunci când sunt foarte multe persoane, sunt 10.000 de persoane, pe ce 10.000? Eu se aresteze. De ce se întâmplă gulagurile? Nu au capacitate. În general nu au capacitate. Pentru că țara aceasta nu este coordonată. E o țară haotică. Uitați, de exemplu, ce s-a întâmplat la Băț. Uitați-vă ce s-a întâmplat cu platforma platforma Dignitate și Adevăr. După ce ei au scos pe data de 3 mai în meeting până la 40.000 de persoane, un număr uriaș de oameni, de mult atâta lume a ieșit la noi în piața Marea Dunării Naționale, s-a pornit o campanie de denigrare.
celor care au pornit această campanie, într-un fel le-a reușit. Vedeți câte lumea acum se întreabă, dar totuși cine stă în spate? Țop, nu țop, Filat, Jurnal, și-a cumpărat Boțan apartament sau nu și-a cumpărat. Deci totul, toate accentele sunt deplasate. Nimeni nu mai vorbește despre miliardul furat, nimeni nu mai vorbește despre faptul că oamenii au ieșit în stradă și au protestat împotriva controlului politic asupra procuratorii generale, CNA, Binemeșerie. Război hibrid, da. Și gata, oamenii acum stau și cu lupa se uită cine stă în spate la platforma Demnitate și Adevăr. Eu de ce și vă spun, foarte mulți oameni tineri treci la cap, se gândesc, oare merită să mă bag eu acum în tot asta? Nu. Bine, dacă persoana respectivă a stat mai bine mai să mult, plec. Nu, a stat deci... pe scutare mai mult și m-a lucrat în organizații internaționale, fiindcă aceste persoane sunt relevante pentru a fi propuse ca să facă anumite ceva în Republica Moldova, ar putea să vină, fiindcă noi am văzut și în fața platformei, da, a fost o persoană care a fost totuși expuse la anumite experiențe din viața politică a Republicii Moldova, poate asta e și greșeală pe platformei, da. Când am zis cu o elită, cu o persoană cu o clasă total nouă, efectiv o persoană poate total, cine știe, și atunci dacă sunt anumite pete, persoanele respective au început să le umple și să le, bine, mass media într-adevăr în Republica Moldova este controlată, dar altă șiră nu este. N-am mers odată, trebuie să mai încercăm, fiindcă doar această posibilitate. Noi, atunci ce ne rămâne? Să sperăm că aceștia care ne-au furat miliardul se vor judeca singur pe sine. Ei nu o să facă niciodată reforme. Și atunci ce sperăm noi? Să ajungem la Zimbabwe și punctum. Asta e eu nu s-a... vreau să ajungem în Zimbabwe. Cum nici vom face acest lucru? Ne discutăm în continuare. Rămâneți că noi revenim în câteva clipe. Noi am revenit în studio. Domnul, continuăm să discutăm cum să facem așa ca Republica Moldova să nu ajungă în situația Zimbabwe, domnule Ciobanu. Nu știu, eu nu cred în povești și nu cred în minuni, de-aia când a spus întrebarea și am analizat din ce e ce avem. Deci noi avem, iată, asta e configurația actuală. Eu până la urmă cred că politicienii și nici nu aștept de la dânsii multă moralitate, dar cel puțin raționalitate. Și atunci îi văd că situația devine din ce în ce mai grea și mai dramatică și atunci din sentimentul de care a vorbit domnul Slusăr de autosalvare? Autosalvare, autoconservare, da? Ei trebuie să ajungă la anumite compromisuri. Acum, repet, nu aștept niciun fel de minuni. Aștept că se va încropi cât de curând a ieri editată ediția a treia, dăpolnina și, da, și așa mai departe, cum scria pe operele lui Vladimir Ilici. Vor crea un guvern, vor relua negocieri, au nevoie de finanțări. Situația asta, domnul Gârbu zicea că nu este normală. Pentru noi deja este normală. Ei s-au deprins că vin finanțări externe care ei le gestionează. Asta este foarte important. Deci asta... Pentru că haideți să nu uităm de odcaturi. Vorbeam că, de fapt, la noi perindarea guvernărilor aduce la redistribuirea fluxurilor financiare, inclusiv cele externe. Cine controlează fluxurile acelea deține puterea. Deci noi niciodată nu am vorbit de aduce investiții, ceea ce se stat domnul Gârbu. Deci, bun, când furi pe cei ce aduce investiții, treacă, meargă. Atunci când furi din cei ce nu aduci, dar cei ce este. Și de fapt noi vedem că baza asta cam e șubredă. Asta este un lucru mai prost. Dar cum spuneam, eu cred că se va forma alianța, va fi un guvern, mai puțin cred că va fi unul în care cineva își va asuma toate responsabilitățile, va fi cu siguranță unul, cum ați spus, de sacrificiu, care va avea un termen probabil până în anul 2016 de validitate, fiindcă problemele la noi toate se rezolvă de la o legere la alta și rămân nerezolvate. De ce? Noi niciodată nici n-am avut o gândire strategică. Am avut un singur proiect și acela, după mine, pervers vorba domnului Slusăr, un model de dezvoltare care comuniștii ne-au spus că noi trebuie economii de servicii să facem, n-avem nevoie de producere. Deci asta a fost tot. Care servicii noi am aflat acum după toată afacerea cu băncile. Dar
niciodată nu s-a vorbit în termeni de dezvoltare strategică, care ramuri trebuie dezvoltate, care nu, unde statul participă, unde invers se retrage, unde participă activ și tot așa. Deci la nivelul ăsta discuții n-a fost niciodată. Acum nu e, cu atât mai mult nu este timpul și cred că nici contextul pentru asemenea discuții. Eu văd că nimeni dintre dumneavoastră... Acum problema este de supraviețuire. Da. Eu văd că nimeni dintre dumneavoastră nu are așteptări mari de la următorul guvern. Acest lucru este destul de trist. Într-un fel, noi îi satisfacem poftă domnului Arapu, care ne spune că nu cereți lucruri extraordinare de la guvern. Nu putem, n-avem și gata. Dar acest sentiment de, nu știu, depresie sau decepție se resimte și în mediul de afaceri. Atunci când oamenii sunt presemnați, ei nu prea gândesc strategic. Ei nu se gândesc la investiții în termen... Deja se vede că nu investesc. Da. Deci asta ce înseamnă pentru economie? Această depresie prin care trece întreaga societate, dar... probleme trecute proiectate în viitor. Deci asta înseamnă că la anul viitor exact, și la anul noi, eu de ce și vreau un pic să vorbim despre aceasta? Noi tot vorbim despre ultimii 6 ani, atacul Rider, BM, aeroport și miliardul furat, dar haideți să ne gândim un pic pe viitor. Dacă să ne uităm la starea spiritelor în mediul de afaceri. Acolo ce se întâmplă? Oamenii își văd viitor prosper în economia moldovenească, domnule Grupă? Nu văd, fiindcă indicatorii vorbesc acest lucru, dar e foarte simplu. Deschidem site-ul statistica.md și vedem acolo care sunt investiții în active materiale pe termen lung. Și vedem că acolo e stagnare. Deci, efectiv, dacă vrem o creștere economică pe viitor, noi trebuie să investim astăzi. Nu astăzi construim viitorul. Noi dacă nu investim, dar cum să investim? Noi avem o stabilitate totală, avem stabilitate macroeconomică, noi avem un curs leu, valute străine foarte volatil. Cum să faci planuri de afaceri? Ce fel de planuri de afaceri? Nu e atât. Business-ul s-a deconectat de la viitor, de la perspectivă și de la planuri. Atât. Ei stau doar la supraviețuire și în expectativă. Dacă un pic se normalizează lucrurile, business-ul va răsări. Business-ul e ca și natura, ca și iarbă. Era sare peste tot. Dar întrebare, dacă iarbă cine iasă... Torna, da, bine, nu-i tot timpul. Natura se adaptează, dar să nu ardă iarbă cei respectiv. Deci, efectiv, să nu fie necat business-ul și să nu se permită să dezvolte. Business-ul o să răsare. Dar așa sau altfel, business-ul nu poate rezolva situația doar pe cont propriu, fără o autorități, fără administrație, fără un plan strategic din partea autorităților, fără un suport din partea statului, business-ul va fi la nivelul, nu știu, la nivelul serviciilor auto, deci efectiv garaje auto, la care se va face ceva, va fi un fel de business din asta, de supraviețuire, dar un business mare care să angajeze sute de persoane nu se poate face pe cont propriu. Aici statul poate trebuie să vină și cu strategii, să fie un stat matur, să vină cu finanțare, cu suport. Deci efectiv economia sigur este în expectativă, dar dumneavoastră constatați această depresie în mediul de afaceri. Se vede clar din date statistice, se vede că nu se fac investiții. Nu se construiește, nu se investește în economie și dacă nu faci investiții, noi vedem scădere forței de muncă. Noi pe fundal, atâta timp cât se întâmplă toată această haos în Moldova... Vorbim de Draxelmeier. Cine au mai venit? Dar pe fundal noi testăm faptul că Moldova pierde masiv populație, nu? În recensământul anul 2014 s-a enunțat cifră de 3 milioane pe malul drept în insulă. Deci timp de 10 ani noi am pierdut 500.000, pe asta 11% din total. Dacă nu uităm pe plan mondial, Siria pierde mai mult populație decât noi. Noi suntem planul 2, pe locul 2, pe plan mondial. Dar Siria... Acolo e război. Da. Dar la noi ce este? Noi masiv pierdem populație, noi suntem lideri. La noi e război împotriva cetățenilor într-un fel. Eu datele recensământului... Să fie publicat, dar în fine, noi noi pierdem, chiar și mai devreme noi pierdeam populația. Eu am făcut un studiu în perioada anterioară. Noi am atestat faptul că timp de 10 ani de zile un sfert din forța de muncă s-a redus. Noi pierdem masiv populația. Da, și ce este foarte important, că în ultimii ani, și acest lucru devine tot mai vizibil, pleacă, dacă la începutul anilor 2000 plecau cei în vârstă, tați, mami și așa mai departe, acum plec reprezentanții clasei medii, să zicem așa, programiști foarte mult. Pleacă în state, în Londra. Canada, în Londra, unde pot. Și nu doar. Medici pleacă. Deci pleacă intelectuali. Pleacă intelectuali. Pleacă cei care ar putea aici da o valoare în plus economiei noastre. Aceste categorii ar fi plecat oricum și aceste categorii au deschidere mai mare. Doctorii sunt în căutare în toată lumea. În Germania ești plătit cu vreo 1000-2000 de euro. Ești exploatat la maxim, dar ești plătit cu o sumă foarte mare. Și atunci e o rațiune foarte simplă. Și programatorii, de ce să lucrezi cu 500 de euro ce Moldova dacă poți face 10.000 undeva în SUA? Deci, indiferent de situația din economia Republicii Moldova, aceste categorii oricum sunt mobilitate. Există mobilitate. Ne place, nu ne place, dar există globalizare. Deci, oricum, există plecare și venire foarte importantă, să revină. Deci, să meargă
meargă, să meargă, efectiv, să meargă acolo, dar să aibă și să fie legați. Dar cum să revină? Păi să fie o anumită, fiindcă noi... Să revină la ce? Bine, salariul aici nu este... La câmp ars? Salariul aici nu contează chiar atât de mult. Perspectiva contează. Dacă țara se construiește și vezi optimism, să vezi dinamism, chiar dacă salariul pe moment este mic, oamenii o să vină să-și construiască viitorul. Într-un moment, programatorii au început să revină în România, care erau plecați. Acest optimism se simțea după 2009, vă aduceți aminte? Da, a fost un optimism, da, major, da. Foarte multă lume care deja era plecat în străinătate sau aveau de ales după studii în universități prestigioase să rămână acolo sau să revină în țară, mulți au decis să revină în țară. Pentru că au crezut. Acum pleacă a doua oară. Vor mai reveni încă o dată? Domnul Mihalache. Puțin probabil că vor reveni în timpul apropiat. Dar aceasta ar putea fi următoarea elită politică. Dar ar putea economică, să fie... politică. Dar și alegători. Alegători exact. Și raționali. Da, raționali. Raționali, alegători raționali. Bine, că este ok ca să plece, pentru că aici, în țara respectivă, la momentul de față, ei n-au ce găsi. Optimismul este... Nu există un optimism în viitorul apropiat. Bineînțeles că ei vor reveni în țară sau nu. Asta este foarte important. Ce ar trebui să facă clasa politică ca să revină cei care pleacă? Dar pleacă nu doar singuri. Atunci, în anii 98, după criza aceea, plecau câte unul. Acum pleacă toți, pleacă cu familie să vândă apartamente și nu se știe dacă vor reveni. Asta este problema mare. Problema demografică există și este foarte importantă și în unele țări europene ea tot predomină. Cine va trăi pe acest pământ? Cine va cultiva acest pământ? Cine va avea grijă de mormintele străbunilor noștri? Asta este problema. Cine va plăti impozite aici? Bine, cine impozite... Pentru că din aceste impozite, știți, nu putem spera numai la resurse externe. Să înțelegeți că taxele, deci impozitele indirecte sunt cele mai importante pentru în buget. Întrările în buget au fost impozitele indirecte. Măcar minimum de consum să rămână aici. Da, este important. Dar cine va consuma? Cine va face euro-remont? Cine va cumpăra tehnică? Cine va cumpăra tehnică pentru apartamente noi pe care le-au cumpărat din remitență? Cine care au rămas să aibă grijă față de mormântele? Dar ei vor rămâne tot mai puțin și mai puțin. Așa este. Și... domnul Gârbu, domnul Ciobanu, domnul Slusăr, noi toți vorbim despre reforme care sunt necesare pentru ca oamenii respectivi să nu plece și să revină, dacă au plecat acum, să revină după o anumită perioadă de timp. Dar nimeni nici nu formulează în așa problemă. Dar eu pot cu un exemplu acum recent din alegerile locale. În satul de unde este și soția mea, s-au făcut alegeri. Acolo erau 3 persoane, mai multe persoane candidați. Erau tânără care învățat, a fost work and travel în SUA, vorbea engleză. A făcut două magistrate și mai departe. Persoanele n-au ales-o. Ea putea să aducă bani, fiindcă din bugetul de stat nu primește niciun ban, doar din fonduri străine. Dacă o trebuie, de bine de rău să vorbești engleză. Noi primim aici, cine o să aibă grijă de mormintele? Dar uitați-vă în satul respectiv. Dar ea mergea ca independent sau din partea? Da, independent. Dar n-a trecut. Bine, într-un sat cu 100.000 de legători, unul pe altul se cunoaște. Chiar nu se vrea, oamenii nu înțeleg necesitatea. Noi zicem aici că tinerii pleacă, dar în sat, întrebați, ei conștientizează faptul că tinerii pleacă, fiindcă ei nu oferă nicio posibilitate tinerilor. Ei nu le oferă, ei alungă tinerii din sat. Oamenii simpli alungă tinerii. Dar pentru că majoritatea televiziunilor care arată în sate le spune din dimineață până în seară că salvarea depinde doar de 2, 3, 4 persoane oamenii în sat. Oamenii în sate stau dimineață până în seară, se ocupați așa peste cap, au de lucru foarte mult. În sate se lucrează mult, nu mai stau la televizor dimineață până în seară. Asta e mentalitatea societății. Adică oamenii se resping, oamenii sunt așa e societatea moldovenească, așa sunt cetățeni. Efectiv, noi suntem pe o pantă descendentă. Noi singur dorim să mergem pe această pantă. Și până nu schimbăm noi această mentalitate, nimic nu se va schimba. Cazul Elon Shore. Pe exact. Care toți orhenii știau foarte bine cine e, în ce este implicat. Da. Bine, nimic încă n-a fost dovedit în instanță de judecată, dar oricum. Nimeni nici nu se grabește. Da, dar oricum existau semne de întrebare și oamenii au făcut o alegere rațională. Deci, probabil, pentru ai noștri nu este o problemă. Bine, că au fost și promisiuni din partea domnului. Chiar nu este o problemă. Nu este o problemă, dar omul l-a dus capul să pună la cale așa o schemă. Înseamnă că e societate care gândește la chilipir. Chilipirul cu gazul ieftin din Rusia nu prea se adeverește. Chilipir cu un european nu prea este chilipir. Cu un european ne cer performanță. Alt chilipir, miliardarul, o să ne dea gratis. Ce a promis? Wi-Fi gratis, transport public gratis. L-am văzut. E persoane care cred în chilipir. Ascultați, noi avem o tradiție fanariotă de sute de ani. Este la nivel de cod genetic. De ce ne miră acum situația asta?
tronul țării se cumpăra la poartă, după care vinea domnitorul și vindea funcțiile boierești. Deci noi avem asta adânc înrădăcinat în mentalitatea noastră. Și mirea asta economie de piață. Schimbată, dar schimbată poate fi. Acum, trebuie, aici psihologi, sociologi trebuie să fie. Domnul Ciobanu, același lucru a fost și în România. Schimbat. Da. Eu nu vreau să spun că România s-a avansat comparativ cu țările Europei bătrâne, România totuși mai are rezerve. Dar comparativ cu ceea ce a fost 10 ani în urmă? Suntem în secolul 21, totul merge dinamic. Cine vrea, caute motive de a face, de a schimba ceva. Cine nu vrea, caute motive de, adică... Și să vă spun că trebuie să avem bază militară americană și să vină din EU și... Haideți să vorbim. Noi avem un cerc vicios. Iată, noi acum am făcut acest cerc și am ajuns la concluzia că alegătorul rațional pleacă de aici și rămâne acest cerc vicios când elita, pseudo-elita politică le este convenabil de menținut acest status quo de populație săracă manipulabilă, că această populație îi oferă timpul posibilitatea de a guverna. Și în lipsa și în aceste condiții, persoanele clasă mijlocie, care este alegătorii raționali, sunt nevoiți să plece. Și în lipsa lor rămân oamenii săraci și o parte din puțini oameni care n-au unde pleca. Și este paradigma care poate iarăși, poate fi distrusă doar atunci când deja această elită nu va fi în stare să-și satisfacă nici minimorum pentru mare majoritatea populației țării. Când ajungem la fundul fundului. La fundul fundului. Și noi nu suntem de parte de acest fundul. Cam cât ne-a rămas până la acel fund? Din calculele mele, nu mai mult de 2 ani. Asta e varianta optimistă. Asta cum știți cancerul. Omul așteaptă și nu știe când, dacă e clar că e imposibil de tratat și în orice moment poate să producă acest lucru și nu se știe care va fi motivul. Sau sistemul pensionar, sau iată majorarea tarifelor cu 60%, că aici cred că nu va fi cu 60%, dar oricum e lucru întârziat, voia să fie ajustat, adică este situația foarte, foarte neclară cu aceste tarife. Orice lucru poate fi aceea buturugă care se va contribui la prăbușirea sistemului economic. Cam trist, domnilor. Nu, eu v-am spus că m-am oprit, că era recoltar greu sub pericol. Apropo, ce e cu stare de pesimism sau optimism printre fermieri? Fermierii la fel sunt de pesimiști. Pur și simplu, mare majoritate din ei nu preiau de ales. Ei sunt deprinși să lucreze în agricultură. Este tradiția lor. Este nu mă tem de aceste cuvinte, patriotismul față de localitățile unde ei lucrează. Dar mare majoritate persoanelor sunt în sau vârsta de etate, sau vârsta între 50 și 65 de ani. Tineretul nu prea se ocupă, deși încercăm să facem câte ceva. Poate nici nu trebuie că tineretul să se ocupe de acest lucru. Poate e mai bine tineretul să se ocupe de companie IT. Apare această întrebare. Oricum, cine va deveni, cine va lucra mai departe? Această generație de agricultori care este acum mai trage încă 5, 6, 7 ani, dar pe urmă ce facem noi cu agricultura noastră? Și desigur că acest sentiment de pesimism, care adică pe fundalul tuturor evenimentelor, agricultorii sunt parte componentă a societății, doar un pic mai conservativ și adică un pic mai patriotic și nu prea vor să plece. Dar în situația în care noi în agricultură nu prea am reușit, același lucru, noi n-am vorbit nu odată, timp de 10 ani, atitudinea a fost, adică agricultorii în această perioadă au făcut maximum posibil să-și dezvolte afaceri și să fie cât de cât competitiv. Statul a făcut minimum posibil. Și acest decolaj se simte la sat. Și agricultorii la fel sunt destul de pesimiști, mai ales această situație, iarăși, a fost destabilizată situația financiară, agricultorii 90% depind de importuri și acum starea lucrurilor este una foarte gravă. Despre situația financiară, atâta timp cât nu va fi elucidat cazul miliardului furat, noi putem spera că economia va fi repornită, relansată, reloaded, cum se spune, domnule Grăbu. Da, desigur. Sigur, economia poate fi relansată de pe orice treaptă. Noi suntem pe o treaptă inferioară, noi avem un minus enorm, noi foarte multe resurse din țara aceasta le-am scos, un miliard putea fi investit și tot cea mai departe. Dar chiar și așa, dacă acum cineva se spune la treabă, fiindcă hai să fim serioși, miliardul nu se va restitui. Miliardul înapoi nu va veni. Aștept care au miliardul, ei își cumpără avocați de sute de zeci de milioane de dolari și nici un avocat de Moldova, nici un procuror de Moldova pe nu se prindă. Ei o să-și facă offshore-ul în fiecare zi câte 10 offshore-uri și o să ascundă tranzacții una după
Baldu. Și pe aceea nimeni niciodată, niciun crawl și nimeni pe ei nu se prinde. Proprietatea s-a restituit banii respectiv este foarte mică. Ce cu a doua etapă a investigației? Ni s-a promis încă în luna mai că va fi organizat concursul. Domnul Drăguțan a spus că acum el așteaptă să fie guvern și parlament ca să hotărască de comun acord. Tot sunt în stare de așteptare. Exact. La noi nimic nu se întâmplă în toate perioadele astea când o guvernare pleacă alta încă nu se instituie. Eu când am vorbit despre miliardul furat, eu n-am avut în vedere că atâta timp când nu va reveni în Republica Moldova, avem sau nu șanse să fie relansat economia noastră. Eu am în vedere să fie lucidat faptul cine, cum și în ce condiții a pus schema la cale, de cine au fost protejați, ce fel de acoperire politică au avut și din partea cui, ca să ajungă în instanță de judecată acest dosar. Sau dacă nu rămânem cu această pată, nicio încredere din partea investitorilor. Aici, într-adevăr, există problema cu sistemul judiciar și problema respectivă trebuie să fie rezolvată. Dar în același timp, trebuie să înțelegem că lumea este dinamică, lumea este mișcare în continuu. Iar noi ne axăm pe o problemă statică. Atât s-a întâmplat. Este un punct în istorie acest miliard. Ce facem? Ne răzbunăm și îi punem pe garduri? Nu știu ce să le facem cu ăștia care au furat miliardul. Chiar așa ne batem joc? Adică ne răzbunăm pe dânci? Sau uităm? Sunt într-o fie, mă lăsăm deoparte. Fiindcă economia este ca și un ca în agricultură. Ce irighezi? Irigare merge către plantele care sunt folositoare sau către plantele care sunt dăunătoare. Dacă oprești irigarea, plantele dăunătoare mor de la sine. Dacă persoanele care au furat miliardul sunt deconectate la capacitatea să fure, persoanele respective oricum se vor dezvolta și lucrurile acestea se va fi înainte. Dar și să revenim mai peste 10 ani când vom avea procuratură independentă, exact. Cine e independent, exact. Și neapărat să revenim la acest dosar. Exact. Așa cum se întâmplă în alte state. Da. Exact, trebuie de revenit. Dar care este termenul de prescripție pentru asemenea cazuri, nu știți? Când am putea trezi că peste vreo 3 ani va fi anunțat că gata, a expirat terminul de prescripție și eu atât. Nu sunt de acord cu această afirmație. Eu înțeleg că nu există legătură directă între dezvoltarea economică și soarta miliardului. Adică nu soarta, dar dacă noi vom găsi pe ce vinoveți. Dar dacă noi acum așa lăsăm situația de oasine și mai, am pus punct, eu nu spun că noi trebuie de dimineață până în seară să nu mai mâncăm, nu mai lucrăm, nu mai producem, vorbim doar de miliarduri. Dar eu ca jurist știu că lipsa, dacă nu există, nu lipsa sancțiunilor, naște următoarea infracțiune. Dacă noi nu, măcar nu încercăm să tragem la răspundere pe toți, o parte, nu știu, aici e clar lucru, în acest stat capturat e mai dificil acest lucru, dar dacă noi lăsăm așa, apoi cât m-a rămas? Dar 30% din masa monetară a fost scoasă din economie, a mai rămas încă 70%. Istoria se va repeta. Adică noi trebuie să mergem înainte, dar aici oricum cine este abilitat să facă acest lucru, trebuie să ducă ancheta până la capăt. Vedeți, persoanele care au admis această delapitare, într-adevăr, trebuie să dați deoparte. Aici nu este nicio întrebare. Elita politică nici este fi maturată și schimbată. Dar până judeci, până procurorii își facă dosarele și mai departe, până judecățile vor trece. Procese paralele. Nu chem că noi să oprim lucrurile și așteptăm până când o să fie spânzurat Drăguțan sau Chitraru. Exact. Haideți să noi spunzărăm. Nu, eu de exemplu. Da. Exact, nu, juridic, eu pus simplu juridic văd că... Și ei au dreptul la o justiție echitabilă. De acord. La fel că și Sergiu Voloc. Deci și Drăguțan și Sergiu Voloc, toți trebuie să fie egali în fața legii. Absolut. Da, exact. Important să nu ne blocăm pe chestiunea aceasta și să fim un pic mai optimiști. Dar unul nu este și nu substituie una. Dacă avem suficiente resurse, să ne concentrăm pe toate direcțiile. Eu sunt de acord. În principiu, noi nu avem contradicție în tot ce zicem noi, dar e important să găsim, chiar în această situație atât de dificilă, să găsim posibilitatea să ne mișcăm înainte. Cu noi, în principiu, încă resurse avem. Noi încă avem capacitate și avem posibilitate. Noi nu avem elită politică care să dorească schimbări. Dacă găsim această elită politică, dacă încercăm să scoatem persoane noi la suprafață, poate aceste persoane vor face ceva. Situația, într-adevăr, este foarte dificilă, dar nu este imposibil. Atâta timp când ne dorim să facem anumite schimbări, haideți să ne mișcăm înainte. Dar respectiv această situație cu acest miliard se va rezolva în perioadă foarte lungă. Aici e foarte încurcată și noi nu avem capacități. Și pe plan internațional acest gen de situații se rezolvă foarte greu. Iar noi, neavând experiență, neavând un sistem judiciar sănătos și performant, neavând profesioniști de adevărat valoare și neavând dorință să facem lucrul acesta, foarte greu să ieșim din această situație. Samurai așteaptă până la capăt. Eu cred că unii din exterior știu foarte bine unde a ajuns miliardul furat, dar deocamdată, la fel ca și noi, nu au nicio alternativă aici în Republica Moldova. Eu mă refer la alternativă politică. Și atâta timp cât aceasta nu există, nimeni nu va porni procese împotriva actualei clase politice. Va apărea alternativă, atunci vor fi pornite dosare, informații, leaks și așa mai departe.
Vă dați foarte bine seama, așa cum s-a întâmplat în multe alte țări. Bine, revenim la realitatea noastră, tristă, un pic pesimistă. Cu zâmbet pe buze. Oricum, până pe 12 septembrie să sperăm, dar n-am încotro, așa este legea, trebuie să fie numit un nou guvern. Cu ce ar trebui să se evidențieze acest guvern? Cum să înceapă? Cu dreptul și nu cu stângul. Preluarea negocierilor cu Fondul Monetar Internațional. Asta ar fi primul pas care ar trebui să facă acest guvern. Pentru că timpul merge împotriva... Și naționalizarea, privatizarea BEM? Lichidarea. Deci, nici da. În caz naționalizare, lichidarea băncii de economii. Deci, renunțarea la promisiunea publică dată de către Vlad Filat și Marian Lupu, această bancă trebuie să fie naționalizată. Da. Deci, asta nu e o problemă. Poftim? Nu e o problemă renunțarea. Ei spun că asta a fost una din propuneri. Asta fim eu închis, nu noi. Pentru că prin Parlament nici n-a ajuns la un Parlament. Deci, acest primul pas, lichidarea băncii de economii, următorul pas, reînceperea negocierilor cu Fondul Monetar Internațional. Din cauza că timpul este foarte puțin, Fondul Monetar Internațional va putea veni doar în a doua parte a lunii septembrie, deci luna octombrie. Negocierile vor dura 3-4 săptămâni cel puțin. Asta deja este luna noiembrie. După asta merg la Washington. Washingtonul analizează. Asta e deja luna decembrie. Până când vin banii... Doamne, pe la Revelion să avem... Nu cred că la Revelion. Asta cred că luna februarie, luna martie. Asta e cel mai bun caz. Am înțeles, domnule Scuser. În mare parte sunt de acord cu cele spuse de domnul Mihalache. Primul lucru, reluarea negocierilor cu donatorii. Eu tot timpul am fost și sunt rezervat referitor la ajutorul FMI, deoarece deseori vin cu șabloane standarde care nu sunt aplicabile în toate țările și nu degeaba multe țări din Europa chiar nu au acest acord cu FMI. FMI este un instrument așa, unul specific. Dar noi am ajuns, boala a ajuns așa de profund că fără antibiotici noi nu putem trata această boală. Acum este necesară reluarea negocierilor. A doua, eu din optica business-ului mă uit, negocierul urgente cu organizațiile din business care au mai rămas, care lucrează legal, să analizăm ce putem să facem pentru a îmbunătăți climatul de afaceri. Și în continuare reformele care noi azi deja le-am enumerat, care eu le știu și care nu le știu, dar ele sunt necesare. Continuare sau în unele cazuri chiar pornirea? Dacă vor merge negocierile cu Fondul Monetar Internațional pentru semnarea memorandumului, atunci vor exista și anumite reforme care va îmbunătăți climatul pentru business-ul din Republica Moldova. Domnul Ciobanu. Deci, femeie numărul 1, lichidarea celor 3 bănci, nu doar a BEM, numărul 2, majorarea tarifelor, toate punctele sunt foarte și foarte grele și nepopulare și care nu adun dividende politice. De aia și am zis că cel mai probabil este scenariul în care guvernul va fi iarăși unul provizoriu și va fi aruncat pe ambrazura asta. În primul rând, guvernul trebuie cât mai urgent să rectifice bugetul. Asta e prima măsură și așa nu depinde de nimeni. Bugetul trebuie rapid rectificat. Ministrul Finanțelor se plânge pe donatori că n-au dat asistență, dar Ministrul Finanțelor nu zice că de anul trecut până anul curent armata de bugetari s-a mărit cu 10.000, de la 190.000 am ajuns la 200.000. Și sunt sectoare, ordinea publică de la 20.000 la 22.000, 2.000 mai mulți polițiști, la administrația publică 1.000 de unități s-a mărit birocrația și mai departe. E lucrul acesta nu l-o observă. Ei trebuie să taie urgent. Ei au făcut greșeală cu băncile, ei trebuie să-și asume responsabilitatea. Ministrul Finanțelor să 2-3 consultanți în birou, să iei biroul respectivele librațiile de închirie sau să închidă lumina ca să nu consume. Ministrul Franțul să iei o bicicletă să meargă pe jos. Deci cheltuielile trebuie tăiate foarte tare, foarte mult. Deci nu doar noi trebuie să tragem cureau, dar și ei. Da, iar guvernul ce să facă e foarte simplu. Programul de guvernare a fost prezentat încă domnul Gaburici, comunitatea donatorilor a făcut acele măsuri care se întreprinde guvernul Gaburici pentru a ajuta guvernul Gaburici. Acolo este un program de guvernare destul de calitativ și bun. Deci nu trebuie să inventeze bicicleta. Acolo e deja scris foarte bine. Donatorii i-au pus pe masă, deja mură în gură, cum se zice, efectiv luați și preluați. E foarte simplu ce să faci, reforme și tot înainte, deci cooperare cu Uniunea Europeană și reformarea societății. Ei, cum să spun, la noi se zberăm. Eu mulțumesc foarte mult, vom reveni la acest subiect în continuare, pentru că nu cred că lucrurile se vor schimba foarte repede. Noapte bună, ne vedem mâine la ora 21.